Salut, prieten! Bine v-am găsit la un nou tutorial. Numele meu este Nicu și în tutorialul de astăzi o să jucăm niște jocuri de casino. Pentru cei pasionați de jocuri de casino, am să vă arăt astăzi că puteți să jucați de acasă și să nu mai pierdeți bani real și doar bani virtuali. Mulți care jucați la casino, mulți dintre voi, mă refer, nu toată lumea joacă la casino, pierd sume enorme de bani, unii își pierd sănătatea, alții bani, mașini, case și așa mai departe. Aici putem să stăm liniștiți, jucăm de acasă, în fața unui calculator, stăm liniștiți într-un fotoliu, ne relaxăm, bem un pahar de cola și jucăm cu bani virtuali. Bineînțeles, asta ne ajută să scăpăm de casino, de cei pasionați de casino, să nu se mai ducă la casino. Deci când le vine poftă să ducă la casino, poate să joace acasă fără să mai plătească bani care îi bagă în acele aparate și așa mai departe. Cei care se duc la casino ei știu mai bine despre ce este vorba. Hai să nu mai lungim vorba. Eu am ales acest bet de 4250. Am un cont de 3100,379 de dolari. Aici este vorba de dolari. Aici jucăm pe dolari, nu jucăm pe lei. Putem să-l punem pe automat, putem să ne uităm pe această tabliță, ce trebuie să plătească, cam ce ar trebui să dea, ne arată care sunt cele mai mari și așa mai departe. Totul este ok. Haide să pornim jocul. Eu o să-l dau puțin pe automat și o să mai revin de când în când să vă mai explic cum e treaba cu aceste jocuri. Într-o perioadă mai scurtă de timp o să mai revin și cu alte jocuri de casino. L-am ales astăzi pe acesta. Haideți să-l pornim. Cam wheel-urile ar fi cele mai mari, dar din păcate știți și voi că asta nu prea este posibil, să dea un tablou de wheel-uri și așa mai departe. Noi aici primim și niște trageri gratuite. Deci totul se leagă de plățile care le face jocul. Sunt curios cam în 30-40 de mâini cât mănâncă și cât plătește. Până acum mai mult am mâncat decât să plătească. Cele trei iconițe care le vedeți deschise, ca aceasta albă de aici, sunt speciale, trebuie să prindem minimul 3 sau 4 în funcție de cum ne dă jocul. Dacă prindem 4, cu atât mai bine. Dacă prindem 3, asta e, măcar să le dea. Sunt niște jocuri simpluțe, jocuri care nu necesită stres. Putem să stăm liniștiți, știm că nu pierdem bani adevărați, sunt niște bani virtuali și așa mai departe. Ne-am propus să fac, în afară de faptul că noi facem și pentru sisteme PC și componente, tot ceea ce conține un calculator, ne-am propus să facem și câteva tutoriale cu casino, să mai lăsăm deoparte și pe cei care se duc la casino să mai stea liniștiți puțin, pentru că acolo
sunt bani de băgat. Nu am auzit pe nimeni să se îmbogățească dintr-un cazinou. Ba din contră, pe cei care i-am auzit, cam toți s-au nenorocit. Deci, vede și vei că am mâncat cam 100 și ceva de mii și n-a plătit mai nimic să ne ducă și pe noi undeva mai sus decât eram cu banii. Asta e, așa se întâmplă și la cazinouri. Cazinouri care joci pe bani reali. Pentru cei care doresc să oprească jocul în timp ce merge și să pună un stop așa la el, ca să zic, aveți spice-ul de la tastatură, apăsăm pe el și vedeți că oprim când dorim noi jocul să se oprească, pe să prindem ceva, dar acum am prins ceva, dar nu tot timpul prindem câte ceva la el. De obicei, mai rar să prindem câte ceva la el. Am prins speciala, haideți că e bine că a dat-o, ca să vedem și cum e această specială. Ne pune să alegem două dintre ele, un parfum și o femeie, să vedem acum care le prindem din ele. Prima dată o să alegem, aici o să ne dea, dacă nu mă înșel, femeile. Aleg și eu pe primul. Mi-a dat-o pe roșcata. Roșcata plătește cel mai puțin, blonda plătea cel mai bine. Și la parfum, hai să alegem tot pe primul. Parfumul este ok. Este între amândouă, cam cel de mijloc plătea mai bine. În sfârșit, măcar să plătească el să pună un tablou complet, dar după cum vedem nu prea. Mi-a dat 25.000 la prima mână. Problema este că femeile nu prea le pune. Asta este la acest joc. Le-a dat combinat aici. Dacă lăsa un tablou complet, plătea destul de bine. Are 50 de linii. Le-a dat 54.300, 150, 54.315 dolari. Era bine femeile, dar nu le pune deloc, nu vrea să le pună. În afară de aceste parfumuri. Și mai avem încă o mână în afară de aceasta. Ultima mână nu prea a plătit. Deci ne-a dat 124.000. Ne-a întors înapoi și ceva plus peste banii care noi i-am jucat mai devreme. Dacă vă amintiți, aveam aici în cont 3.100.000 și ceva. Acum avem 3.165.987 de dolari. E ceva bani. Cam atât despre acest joc. E bine că a dat și speciala, ca să vedeți și voi cum este cu această specială. Și chiar cred că este ceva interesant să stai acasă relaxat, să știi că joci pe bani virtuali și să nu te mai duci la cazinou să te stresezi băgând bani adevărați, bani munciți, bani luați de la părinții și așa mai departe. Sunt oamenii, în adevăratul sens al cuvântului, care și-au pierdut casele, mașinile, chiar și familia din cauza la aceste jocuri de cazinou. Jocuri de cazinou reale, mă refer. În schimb, aici putem să jucăm acasă liniștiți, stăm frumos pe canapea sau pe scaunul de la birou și ne apucăm și jucăm și ne trece timpul și pofta de a mai merge la cazinou. Sunt anumite jocuri care chiar nu plătesc exact ca și la cazinou. Dar până data viitoare, când o să vă mai arăt și alt joc care
o să vi-l prezint la momentul respectiv. Eu vă doresc numai bine, eu am fost Nicu, voi ați fost la video tutorial, la revedere!